Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Direct la Subiect. Alături de mine în această seară domnul Andrei Volosevic, senator, Partidul Mișcarea Populară. Spun bine, da? Bună seara! Spuneți bine, spuneți bine. Mulțumesc. Sunteți oficial cu acte în regulă, nu v-ați schimbat? Vă iau tare așa din prima ca să... Domnul Nica, cunoscându-vă, este evident că nu v-ați schimbat. Nu. Nici nu se pune problema, am auzit și eu o groasă de bârfe. Dar regretați, domnul senator, regretați că ați intrat într-un partid pe care toate sondajele nu-l dau mai sus de 5%? Nu regretați? Nu regret, am făcut această opțiune la începutul anului, am rămas și rămân în acest partid, am auzit tot felul de lucruri despre mine, total neadevărate, sau mă rog, despre opțiunile mele politice, total neadevărate, nu se pune problema de așa ceva. Bun. Deci prezentarea este absolut în regulă și vă mulțumesc. Perfect. O să vorbim despre viitorul politic, dacă putem să-i spunem așa, undeva spre finalul emisiunii. Până atunci v-am chemat, domnule senator, inclusiv în calitatea de dumneavoastră de fost primar al Ploieștiului în perioada 2008-2012. Emisiunea se numește La 2 ani după Volosevic. Acum nu, că ați fi Sfintele Moș departe de noi comparația respectivă, însă sunt foarte mulți cetățeni care ne-au, mă rog, mi-au cerut personal să vă aduc în emisiune pentru a vă întreba cam cum vedeți dumneavoastră lucrurile care se desfășoară acum în Ploiești. Și vreau să vă întreb cât se poate de direct. Vă place cum arată acum orașul? Nu, nu-mi place, dar este evident, domnul Nica, și este foarte posibil și până la urmă uman, ca eu să am o opinie subiectivă despre ceea ce cred că ar fi trebuit să întâmple. Este posibil și nu știu, asta urmează să ne lămurim și o spuneam la un moment dat într-un interviu, după 4 ani de zile, fiecare primar își dă raportul și cea mai bună evaluare a acestuia este legată de perioada alegerilor, când se va observa foarte clar dacă ploieștenii sunt sau nu mulțumiți de activitatea lui. Este evident că din punctul meu de vedere lucrurile nu sunt în regulă sau că sunt lucruri care ar fi putut foarte clar fi îmbunătățite, dar, repet, s-ar putea să am o opinie subiectivă și atunci, evident, vorbesc din punctul meu de vedere. Probabil și real, în momentul în care merg pe stradă, pentru că în continuare mi-am păstrat obiceiul de a merge foarte mult, de a mă uita la unele lucrări pe care le-am lăsat începute, de a sta de vorbă cu oamenii, de a merge în piețe și a discuta, repet, cu reacții bune, mai puțin bune, așa cum este normal vis-a-vis de fiecare om politic, am văzut că lumea în general dorește foarte mult să discute și să discutăm despre proiecte și despre ceea ce se întâmplă. Opinia mea este cea pe care v-am enunțat-o anterior și, dar, repet, este o opinie subiectivă. Bun. O să vedem, apropo de ceea ce se întâmplă în această perioadă în Ploiești și bănuiesc că lucrurile acestea vor lua sfârșit în cel mai optimist scenariu undeva la sfârșitul anului viitor. Mă refer aici la deja celebrele lucrări pentru modernizarea liniilor de tramvai și am să vă reproșez personal un lucru, domnule primar. De ce Ploieștiul nu a adoptat tactica Brașovului? Cred că ați mai auzit această întrebare de foarte multe ori și anume, de ce fondurile respective nu au fost folosite pentru scoaterea liniilor de tramvai, nu modernizarea lor și înlocuirea cu linii de troleibuz în condițiile în care dumneavoastră, în calitate de primar, ați achiziționat deja în mandatul dumneavoastră câteva mijloace de transport în comun care rămân, în ciuda faptului că ele au fost cumpărate second hand, cele mai moderne din Ploiești. Acum, nu știu cât e meritul dumneavoastră, aș considera mai degrabă o pată pe obrazul actualei administrații. Iată că cele mai noi mijloace de transport în comun sunt de fapt niște second hand-uri aduse acum vreo 4 ani. Da, acum haideți să vă spun, opinia mea este foarte clară și încă din perioada mandatului și cred că este opinie unanim aprobată, și anume că transportul ecologic înseamnă transportul electric. Și aici vorbim de două lucruri, de tramvaie sau de trolei. Exact. Logica noastră în momentul în care am mers, pentru că noi vorbim de polul de creștere Ploiești, de aceste două proiecte care înseamnă o finanțare, o cofinanțare de 98% din banii europeni, deci foarte puțin bani cel puțin teoretic, care sunt scoși din buzunarul ploieștenilor pentru a face aceste linii de tramvai, a fost că linia de tramvai poate să mai reprezinte un avantaj, anume un transport foarte rapid pe o cale separată. Și încercarea noastră a fost să mergem cât se poate de mult către această direcție.
Din punctul meu de vedere, și acum dacă aș avea opțiune, aș merge pe această variantă, și anume pe linia de tramvai și nu pe trolee, din considerentul pe care vi l-am spus anterior și din faptul că oricum se pot transporta mult mai mulți cetățeni ai Ploieștiului. Pentru că de fapt, nu putem să privim doar ca opțiune, bun, vrem troleu sau avem tramvai, oricum discutăm despre un mijloc de transport. Trebuie privit într-un context general și acest context general este următorul. Și o spuneam încă de atunci. Este evident că nu avem avantajul Brașovului sau unor orașe din partea de vest a țării, astfel încât să avem tot felul de bulevarde paralele sau, mă rog, străzi paralele, de așa manieră încât traficul rutier să poată fi permis sens unic într-o parte, sens unic în partea cealaltă. Toate drumurile la noi merg către, converg către centru și atunci avem această problemă la nivel central. Noastră observați și acum, mai ales acum, dar și înainte, exista această problemă legată de un trafic foarte greu la nivelul centrului. Logica noastră a fost să mergem către mijloace de transport în comun, care să meargă cât se poate de rapid și cât mai apropiate de un anumit timing, astfel încât ploieșteanul să fie cât se poate de îndrituit și dornic să vină să spună, dom'le, ce fac? Îmi iau mașina personală, mă duc către centrul orașului, merg în centru, unde voi plăti o taxă mai mare pe parcare sau nu găsesc locuri de parcare sau apare această problemă, sau merg cu un mijloc de transport în comun, astfel încât să știu că vine la și 10, că la și 20 am ajuns la servici, că eu călătoresc în condiții absolut decente, a spune chiar elegante, astfel încât să nu mă mai intereseze să mișlă mașina. Sună foarte bine, domnule senator, însă sunteți dumneavoastră convins că plecând, luând tramvaiul 101 de la județean va merge mai repede, va ajunge într-un timp mai rapid de 45 de minute la gara de sud? Că, da. Da, sunt după această sau modernizare. Și apropo de confort, scuzați-mă, dar chiar și acele tramvaie, fie ele nemțești, provin tot dintr-un, tot dintr-un lot second hand, care automat nu or să mai facă față, dacă vreți, până la urmă, inclusiv celor mai joase standarde de transport. Noi nu ne putem limita la ceea ce avem acum. Logica oricărui oraș, indiferent de cine e condus, este aceea de a se dezvolta. Este logic că avem nevoie de material rulant nou, în speță de tramvaie exact. Noi. Bun, despre asta e vorba. Aceste tramvaie vor fi corelate cu intersecțiile, pentru că logica și proiectul lăsat, ăsta este. Astfel încât în momentul în care tramvaiul se apropie de intersecție, să îi se dea culoarea verde, să poate circula mult mai rapid. Deci e vorba și de o mobilitate, este vorba și de un timp mult mai scurt și, evident, în condițiile în care administrația actuală sau ce administrație or urma să vor face investiții în materialul rulant, absolut vom circula cu totul și cu totul alte condiții. Bun. Astea sunt lucruri care țin de modul în care administrăm orașul și, repet, de asta v-am și spus la început. Tot ce înseamnă partea de tramvai, modernizarea tramvaiului, fondurile europene pentru modernizarea liniilor de tramvai, nu înseamnă nimic altceva decât o bucățică dintr-un întreg plan menit să dezvolte orașul ăsta, menit să îi facă pe ploieșteni să circule în condiții mult mai bune, absolut decente, chiar confortabile, spre elegant, da? Și o degrevare a ceea ce înseamnă circulația în centru. Bun, hai să vedem, Mihai, hai, dă drumul la fotografiile cu șantierul liniilor de tramvai. Vreau să vă întreb dacă, mă rog, s-a emis această judecată și anume Volosevic este de vină pentru că nu a făcut demersurile necesare astfel încât șantierele astea să înceapă mai devreme și pe rând, nu dezastrul care este acum, pentru că săptămâna trecută înțeleg că s-a semnat contractul pentru finanțare și pentru execuția ultimului tronson nerăvășit de tramvai și mă refer aici la McDonald's Nord, Gara de Vest. Practic, nu prea mai ai pe unde să circuli în Ploiești după ce va începe și acest șantier. Ținea de dumneavoastră primarul, fostul primar Volosevic, ca lucrurile astea să înceapă undeva în 2010-2011, astfel acum să nu avem un șantier cap-coadă? Dumnezeu, haideți să ne lămurim. E ceva după 2012 ce nu mi-e imputabil mie? Nu se face spital de pediatrie la timp, e problema mea. Liniile de tramvai făcute ala-ndala, pentru că de fapt este o problemă. Ele special au fost concepute pe tronsoane din două considerente. Da. Primul, cel financiar, pentru că trebuia să te încadrezi într-o anumită sumă. Al doilea, cel legat de faptul că le dădeai drumul și le făceai pe tronsoane astfel încât să nu nebunești toată circulația din Ploiești. Lucruri care se întâmplă acum. Lucruri care se întâmplă acum pentru că am ajuns într-o problemă legată de timp
Pentru că dacă în anul, la sfârșitul anului 2015 nu atragem toate sumele de bani, deja acest proiect este impropriu spus să fie un proiect cu fonduri, o anumită cofinanțare europeană. Nu prea mai este. Da. Avem o problemă pentru că diferența sau alte facturi vor fi plătite din propriul buzunar. Evident că nimeni nu vrea să discute despre lucrul ăsta. Am fost acuzat că n-am atras fonduri europene, deși toate procedurile au făcut. Și acum v-aș răspunde tot până într-o întrebare. Bun, liniile de tramvai. Dar ce se întâmplă cu Parcul Municipal Vest? Că Parcul Municipal Vest a fost semnat contractul în 2011, cererea de finanțare. Am anulat licitația și mi s-a părut absolut în regulă pe licitații legate de, și în general, dar pe licitații legate de fonduri europene, nici se pune problema să existe vreun dubiu. Da. Da? Dar totuși acea cerere de finanțare, acel parc de al patrulea din țară, pe aproape 54 de hectare, cu tot ce înseamnă lucrul ăsta, avea cerere de finanțare, nu trebuia decât făcută procedura de achiziție publică în speță licitație, din anul 2012. Ce se întâmplă cu el? Și atunci nu este evident că eu spun, sau este evident, că este o carență în ceea ce înseamnă activitatea administrativă din ultimii ani din oraș. Nu știu exact care au fost procedurile, nu știu dacă au fost urmărite sau nu, nu știu care sunt contestațiile. Cert este că totuși trebuia să avem un alt RIN, după 2 ani și o să ajungem în al treilea. Trebuia să avem un alt RIN în care să lucrăm, poate, cu ceea ce inițial am dorit, și anume primul tronson, Gara de Vest, McDonald's. Închis, lucrat, terminat, următorul tronson. McDonald's, așa ar fi trebuit făcute. Logica era așa, ca în anul 2012 să terminăm tot ceea ce înseamnă cererile de finanțare, să dăm drumul la licitații pe tronsoane, să încheiem contracte, după care să începem să lucrăm 2012, 2013, 2014. Este impropriu spus este o chestiune jenantă să vii să spui că este problema administrației vechi, faptul că în anul 2013 tu nu ai lucrat nimic. 1. 2. Poate s-ar fi schimbat proiectele, nu știu. Cert este că dacă s-ar fi schimbat proiectele, ar fi trebuit să avem o reflexie în ceea ce înseamnă hotărârile de Consiliu Local, pentru că orice fel de proiect pe fonduri europene care este dus către adresul Muntenia are o reflexie în ceea ce înseamnă Consiliul Local. Iar acolo modificat nu s-a nimic. N-am văzut nimic, în nu știu, poate știți noastră. Da, în schimb avem o corecție de 25%, chiar dacă actualul primar încearcă să spună că e doar o, să spunem așa, o procedură standard normală, ați reușit să vă lămuriți, pentru că noi nu am reușit, așteptăm răspunsul de la instituțiile abilitate, ce s-a întâmplat de s-a ajuns ca 25% din, să spunem, finanțarea acordată unui tronson BCR Gara de Sud este acum tăiată? Nu, n-am reușit și vă dați seama că și eu aștept aceleași lămuriri. Pe partea cealaltă, sunt convins totuși, pentru că domnul Nica, suntem adversari politici, bun, putem discuta din diverse puncte de vedere și putem să marșăm și pe lucrurile astea politic. Cred totuși că nimeni, dar absolut nimeni, indiferent de partid politic, de opțiune, de ceea ce crezi despre ceea ce reprezinți politic, nu își poate permite să facă greșeli cu ceea ce înseamnă proiecte legate pe fonduri europene. Eu aștept o explicație din partea administrației pe care probabil o așteptați și dumneavoastră. Nu știu, poate că au fost lucruri îndrituite, poate că sunt lucruri ce se vor contesta, chiar nu știu. Astfel încât un comentariu pe această temă n-ar face altceva decât să fie un comentariu politic, pentru că neavând datele, nu pot să-mi dau seama dacă acea corecție de 25% este corectă sau nu. Rămânem în zona transportului în comun. Cum vedeți dumneavoastră două aspecte, și anume, unu, acest transport acordat gratuit tuturor cetățenilor, care are o influență destul de importantă în bugetul orașului, dacă vi se pare o măsură ok, având în vedere și situația financiară deloc grozavă a actualei societăți de transport public. Și al doilea aspect pe care vreau să vă cer opinia, acel minunat program de, așa zis, modernizare, ecologizare a transportului public, cu montare pe autobuzele vechi de 30-40 de ani din parcul auto al TCE, a instalațiilor de GPL. De parcă asta ne-ar ajuta pe noi să călătorim mai confortabil în niște conserve din anii 70. Haideți să le luăm pe rând. Da. Transportul gratuit versus efortul bugetar. Haideți să ne lămurim. Eu, transportul gratuit, din punctul meu de vedere, trebuie tratat un pic diferit. Aici a fost vorba de o încercare, după părerea mea, a fost vorba de o încercare de a mai remedia un pic din ceea ce a însemnat pensia municipală la nivelul campaniei 2012. Ciudat este, sau mă rog, destul de ciudat și în același timp amuzant, este faptul că, de fapt, pensionarii n-au primit nimic.
Pentru că pensionarii anterior, în anului 2012, anterior circulației pe călătoriilor gratuite, da, nu aveau un aveau gratuitate încă de până anul 2007, și așa mai departe. Indiferent de numărul de călătorii, fără să mai stea aliniați pe la RATP pe în față. Copiii, nepoții. Bun, este o explicație pe care primăria a dat-o, v-am spus, din punctul meu de vedere, este o chestiune în care s-a încercat un pic să se acopere lucrul ăsta. Cât de suportabilă sau nu este din bugetul local, nu știu, probabil că, mă rog, o anumită parte din această sumă s-ar fi putut face niște investiții care chiar să ne ajute pe diverse zone, pentru că revin la subiectul general, și anume că investițiile înseamnă locuri de muncă. Deci niște societăți ar fi lucrat, ar fi avut angajat și de aici încolo tot mecanismul care este în spatele acestor lucruri. Nu știu să vă spun dacă este confortabil sau dacă este sustenabil sau nu. Din punctul meu de vedere, este o măsură care încearcă să acopere într-o anumită măsură acea discuție cu pensia municipală. De aici încolo ne-am lămuri. Probabil că bugetul primăriei va suporta lucrul ăsta sau suportă lucrul ăsta. Sunt niște calcule pe care specialiștii de acolo le fac și un administrator în speță, domnul primar Bădescu, care va trebui să-și asume acest proiect. Dumneavoastră ați fi acceptat, mă rog, ați fi făcut demersul la guvernul Boc, în cazul dumneavoastră, să schimbe acele sume, vorbim totuși de 5 milioane de euro, destinația acelor sume, în loc să montați instalații GPL pe autobuze, să cumpărați unele noi, pentru că am făcut o comparație inclusiv în această emisiune acum două săptămâni, în care un autobuz foarte, foarte confortabil, dotat cu tot ce înseamnă, de la GPS, aer condiționat și așa mai departe, făcut inclusiv la noi în țară, autocamioane Brașov, costa 138.000 de euro. În schimb, înțeleg, potrivit hotărârilor de Consiliul Local, fiecare autobuz din anii 70 aflat în parcul auto al TCE va primi o instalație de GPL de 100.000 de euro. Mă gândesc, în loc să modernizăm 50 de autobuze, numai bine cumpăram 40? Da, noi? Asta este o teorie și acum iar aș vrea să nu fim ipocriți și să nu discutăm politic. Și o să vă spun de ce. Vă rog. Depinde foarte mult care este programul guvernului. Dacă programul guvernului este de ecologizare a unor parcuri auto, n-aveai cum să iei bani decât pentru zona respectivă. Bun. Ori îi luai, ori nu. Sigur că înainte, poate că ar fi trebuit, deși nu mai cred personal că era cazul, să întreb ploieștenii ce părere au despre mijloacele de transport în comun, despre ceea ce înseamnă toată baza materială a TCE-ului. Da. Cred că ne-am fi lămurit cu toții că solicitarea sau dorința ploieștenilor ar fi să meargă către autobuze mai noi, oricum cu alte dotări, decât să mergem către această zonă. Iar este o decizie pe care primăria ori a luat-o ca atare, pentru că, repet, nu există decât programul respectiv la nivel guvernamental și eu nu știu. Poate că în țară, că aici mergem un pic către ceea ce înseamnă politica guvernamentală. Lămuriți-mă și pe mine, pentru ce face un astfel de program? Credeți că în toată Dacă țara... Dacă mă întrebați pe mine, cred că din punct de vedere financiar, niște băieți o să câștige foarte mulți bani. Altfel, asta poate să fie o explicație, pentru că altfel nu înțeleg. Pentru că am stat de vorbă și puteam, și de-a lungul timpului am stat de vorbă cu diverse primării. Toate parcurile auto Asta vreau să vă întreb. Sunt foarte vechi. Că în afară de București, în afară de capitală... În afară de București mai există o groază de orașe în care parcurile transportul în comun are o bază materială foarte veche, deci probabil că era mult mai logic un ajutor din partea guvernului către primărie pentru a achiziționa materialul la nou decât să mergi să faci un astfel de lucru. Bun. Ăsta a fost programul, să răspundă cine l-a făcut. În partea cealaltă, totuși, cred că primăria își va asuma un risc în condițiile în care, totuși, tehnic, vor fi niște probleme la momentul la care se vor monta acele instalații, în condițiile în care, hai să fim realiști, cu tot respectul pentru firma Icarus pe care o tot avem, există tot felul de probleme. Da, bun. Un reproș. De ce, în afară de acele troleibuze, nu ați înnoit dumneavoastră, în mandatul dumneavoastră, parcul de mijloace de transport? Domnica, aș putea să-mi fac eu groază de reproșuri, pentru că la un moment dat te raportez la ceea ce înseamnă baza financiară, sau mă rog, la bugetul primăriei. Da. Nu poți discuta. În anul 2012 am lăsat un proiect și solicitarea noastră era să cumpărăm 50 de autobuze. Din aceste autobuze să fie achiziționate rând pe rând, da, cu plata
pe o anumită formulă financiară pe care am lăsat-o. De ce s-a renunțat? Se chinuie de vreo 2 ani și nu le iese deloc. Apropo de... Așa cum am spus la începutul anului ăsta, nu voi încerca și punctul meu de vedere este că în politică trebuie să lăsăm un pic cu ipocrizia la o parte. Nu știu de ce. Deci nu voi discuta politic, nu voi spune, da, dom'le, e în neregulă, cetățenii nu merg în regulă. Astea sunt niște lucruri pe care le știm cu toți. Probabil, cred, sper, că sunt niște calcule făcute în zona respectivă, că este mult mai convenabil așa, nu știu cât de confortabil este și nu știu dacă se ține cont într-o anumită măsură de interesul ploieșteanului care circulă pe această zonă. Știu niște băieți care au o rețea de GPL, care vor fi foarte fericiți după implementarea programului. E o perfect. Să fim și noi curioși și, să aflăm. Da, o să bănuiesc că o parte din fonduri le vom regăsi mai mult sau mai puțin oficial pe lista sponsorilor de partid din campaniile electorale viitoare. Vreau să vă întreb, haideți să depășim zona asta de transport, de trafic, e clar. Vreau să vă întreb ce părere aveți de această întrerupere bruscă a programului de reabilitare termică a blocurilor. Un program demarat în mandatul dumneavoastră. Mulți v-au acuzat că ați făcut lucrul acesta doar pentru a puncta din punct de vedere electoral, însă după 2012 programul a fost sistat. Abia în ultima perioadă se încearcă o variantă cu fonduri europene, dar unde contribuția locatarilor este de 50%. În primul rând trebuie să facem diferența, adică noi la momentul respectiv, și când spun noi, spun Primăria Ploiești împreună cu Ministerul Dezvoltării, condus de Elena Udrea, că ne place sau nu, asta e situația, da? Am propus o variantă de lucru prin care reabilitarea la blocuri era gratuită pentru cetățeni. Bun, impropriu spus gratuită, pentru că se plătea din taxe și impozite, deci de primărie și de bugetul național. Primăria și bugetul național, evident, înseamnă bani dați de cetățeni. În momentul ăsta avem un program foarte clar în care fiecare asociație de locatari din Ploiești contribuie. Asta este prima mare diferență. Probabil că asta este și diferența legată de numărul de apartamente sau de numărul de lucrări executate, pentru că probabil sau sigur ploieștenii nu sunt în măsură să plătească lucrurile astea. Surprinzător, dat fiind faptul că înțeleg așa cel puțin statistic și în ce mă mai uit la televizor, că trăim din ce în ce mai bine și probabil că nu ne dăm seama. Dar cred că acest program este un program destul de complicat. În mod sigur, diferența între un program și altul este aceea că noi nu implicam în mod direct asociația de locatari și banii proprietarilor pe aceste termoizolații. În momentul ăsta se implică lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, este o chestiune care trebuie să continue foarte, foarte rapid și o să vă spun de ce. Am stat de vorbă cu foarte mulți vecini, m-am mutat undeva prin zona Malul Roșu, Enăchiță, Văcărescu, cu cabinetul. Mi-am dorit foarte mult să fiu în zona respectivă. Și știu foarte clar ceea ce înseamnă cheltuielile pe întreținere. Anul trecut a fost o întreagă nebunie. Sunt o groază de oameni care sunt puși în fața sau puși în imposibilitate de a-și asigura confortul minim, ceea ce înseamnă căldură iarnă, pentru că nu pot suporta costul gigacaloriei. Înțeleg că în momentul ăsta se discută eventual de o mărire, ceea ce va fi foarte grav și sper din tot sufletul, chiar rog consilierul local și chiar primarul să evite lucrul ăsta, pentru că real, la nivelul de jos, cum spunem, nu se mai poate suporta astfel de lucruri. Programul de termoizolații trebuie să continue, pentru că există o logică simplă. Ai termoizolat, consum mai puține gigacalorii și automat și cetățeanul încearcă să plătește mai puțin, pentru că el consumă mai puțin. Nu ai blocuri termoizolate, din momentul respectiv se consumă mai multe gigacalorii, deși costul va fi mult mai mare. Și în condițiile în care prețul gigacaloriei este către populație este din ce în ce mai mare, există o problemă reală și rog pe această cale administrația locală să se gândească la lucrul ăsta. Pentru că vom fi puși în imposibilitate sau vom observa ușor, dar sigur, că din ce în ce mai mulți cetățeni nu vor mai plăti și de acolo încolo sunt tot felul de efecte pe care nici măcar nu le putem realiza. 685 de asociații de proprietari din Ploiești intră în iarnă cu datorii la apă caldă și căldură. Sunt date oficiale prezentate într-o ședință vinerea trecută, o ședință comună Consiliul Județean, Primăria Ploiești și Dalkia Termoprahova.
Există riscul ca, în cazul în care nu cad la pace asociațiile de proprietari cu operatorul de termoficare, chiar să li se suspende livrarea de agent termic, ceea ce ar fi... Poți să fie un pic rău, tot ce da. Îmi cer scuze că vă întreb. Nu cred că se va întâmpla. Se va ajunge acolo. Este un an electoral, trebuie să fie ales președintele, deci puțin probabil că cele 650 de asociații vor rămâne brusc fără apă caldă și căldură. Bun. Dar sistemul acesta de a liberaliza prețul gigacaloriei plătit de populație și de a introduce acel sistem de ajutoare de încălzire în funcție de venituri pe membru de familie, cum vi se pare? E unul foarte prost. Echitabil? De foarte ce prost și pe mine prost? Mă surprinde. Pentru că eliminat îmbuibații de la bloc, care se cocoțau pe slăbănogii de la case. Îmbuibații de la bloc nu pot însemna 40.000 de apartamente, domnul Nică. Diferența este așa, de la 55.000 de apartamente care priveau subvenție, da? Ne-am dus și am spus așa, și o chestiune absolut corectă și începusem să o facem și noi, pentru că este o chestiune de principiu. Din ce bani se plătea subvenția la căldură dată de primărie? Din banii tuturor cetățenilor din Ploiești. Unii dintre ei locuind la case, da? Bun. Și atunci am încercat să mergem către o subvenționare și către gaz. Una este să mergi și către o subvenționare la gaz și să mai iei ceva din cele 55.000 de apartamente care erau subvenționate la momentul la care eu am părăsit primăria. Și alta este să vii să spui așa, am 5.000 de case, am vreo 500 de locuințe, înțeleg, cu încălzire alternativă și vreo 15.000 de apartamente. Bun, și restul de 40.000 de apartamente și case, ce fac cu ele? Plătesc prețul gigacaloriei. Ceea ce înseamnă niște costuri extraordinare. Bun, am încercat acest program anul trecut. Există o analiză pe lucrul ăsta? Există o discuție la nivelul Consiliului Local, care este un for politic, oameni care ne reprezintă acolo, mă rog, în momentul ăsta un pic mai ocupat să plimbe dintr-un partid în altul. Dar există o astfel de discuție? Băi, oamenilor, am încercat acest proiect anul trecut. N-a mers. Este departe de a fi profitabil pentru cetățeni, da? Hai să vedem care este varianta de lucru corectă. Hai să vedem cum îmbunătățim lucrurile. Hai să mai mărim, nu știu, orice fel de variantă de lucru, cu totul și cu totul alta decât asta. Pentru că, strict matematic, vorbim de 40.000 de apartamente ce nu au mai primit subvenție la căldură în sezonul de iarnă 2013-2014, într-o proporție de 80%, oameni care nu pot să-și plătească căldura, adică un confort minim în secolul 21 în orașul european numit Ploiești. E mai complicat, pentru că am avut exemple nenumărate iarna trecută, când pentru întreținerea, mă rog, pentru încălzirea unui apartament cu 3 camere s-a ajuns la sume de 700-800, chiar 1000 de lei de apartament, ceea ce evident reprezintă un efort financiar pentru foarte mulți dintre Este adevărat și o să vă rog să-mi permiteți să vă completez. Din punctul meu de vedere, aici au un rol foarte important. Este legat și de anumite ONG-uri sau, mă rog, asociații care, la nivel teoretic, sunt create pentru a proteja interesul proprietarilor. Și vorbesc aici de OAP. Nu există. Păi, aici este problema. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Mult prea hulitul, mult prea iubitul, mult prea cum doriți dumneavoastră, fostul președinte al OAP-ului, da? Da. Vreau să vă spun că în momentul în care ne gândeam să facem o majorare la Panova sau la ceva, era acolo... Deci te certai și te certa. E mai greu acum că actualul primar este președinte onorific. Știu lucrul ăsta, nu. Prin urmare, indiferent totuși, oamenii respectivi trebuie să aibă o anumită reacție, măcar publică. Pentru că eu sunt convins că fiecare președinte primește de la administrator o anumită reacție pe care proprietarii o au și care nu cred că este cea în regulă. Mai iau niște oameni de acolo angajați prin primărie, li s-a mai dat un spațiu, e domnul primar președinte de onoare, prin urmare n-avem de ce să ne facem griji. Haideți să discutăm acum despre... Rămânem în zona asta socială. Cum comentați faptul că, iată, la 2 ani după lansarea în campania electorală a temei cu spitalul de pediatrie, nu avem nici măcar un perete, să spunem așa, modificat din fostul sediu al OMV din centrul Ploieștiului pentru a face loc, mă rog, a amenaja acolo viitorul spital de pediatrie? Păi, înțeleg că este o procedură în derulare, că mai întâi am început cu parcarea, pentru că era logic așa, mai întâi cu parcarea și... Mă rog, niște sume. Acum, domnul Nica, eu mi-au datele la nivel oficial. Eu nu știu ce este în spate și să știți că am lucrat în acel sistem. Sunt foarte multe proceduri. Uneori sunt lucruri care nu țin neapărat de primărie sau de altceva. Nu vreau să apăr, dar în același timp încerc să fiu corect. Sunt anumite proceduri sau anumite lucruri care nu țin neapărat de primărie. Totuși, mi se pare foarte scump.
Mi se pare că este o idee foarte bună, că este o idee cu care actualul primar a câștigat și, mă rog, nu i-a aparținut, a apărut de prin 2010, dar ce a asumat-o foarte bine, tot respectul, nu putem comenta. Problema e, unu, haideți să o punem în practică, doi, haideți să vedem unde o facem și trei, haideți să vedem cu ce costuri o facem. Pentru că eu am auzit tot felul de dezbateri, tot felul de informații, am citit tot felul de informații în presă. Eu știu un singur lucru, și anume cel oficial. Și cel oficial este o hotărâre, nu mai mi-aduc aminte în momentul ăsta, prin care s-a votat studiul de fezabilitate pe ceea ce înseamnă spitalul de pediatrie, studiul de fezabilitate însemnând undeva în jur de 33-34 de milioane de euro. Valoarea investiției. Valoarea investiției, cel puțin în conformitate cu ce a votat Consiliul Local, studiul de fezabilitate. De aici încolo se pornește pe licitație. Nu am lămurit care sunt prețurile la licitație. Nu am lămurit dacă e mai mic, mai mare, dacă se vor da lucrări suplimentare sau nu știu. S-a pornit de la o idee foarte bună, nu neapărat cu locația, și punctul meu de vedere este că poate ar fi fost bine ca locația să fie în altă parte. Este și o discuție foarte serioasă legată de ceea ce înseamnă preluarea în totalitate a acestei activități de pediatrie de către Primăria Ploiești. Da, mă rog, este o chestiune asumată, deci administrația va trebui să răspundă de ea. Și haideți să ne uităm un pic și la costuri. Asta cred despre spitalul de pediatrie. În rest, bun, acea cârpă va mai atârna acolo, cât va mai atârna. Ați contribuit și noastră la fundația respectivă cu bani? Nu, încerc să merg... O fundație care a făcut, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, prin 2013, un concert caritabil în luna mai, unde au fost convocați angajații instituțiilor publice din Ploiești și cam atât. Și cam de fundația aia care ar trebui să colecteze bani pentru un scop atât de nobil, nu prea s-a auzit nimic. Nu, n-am făcut lucrul ăsta. Pe partea cealaltă, nu știu în ce măsură. Da, n-aveți încredere în sistemul ăsta de finanțare? Am înțeles ce mă întrebați. Vreau să vă spun că am încredere în ONG-uri. Nu știu în ce măsură. Chiar s-a întâmplat să nu merg către zona respectivă. Dar pe partea cealaltă vă pot spune că am discutat foarte mult cu oamenii din zonă care nu sunt foarte încântați de amplasarea spitalului acolo. Da, la 33 de milioane de euro nu s-ar fi făcut un alt spital de la zero cu banii ăștia? În mod sigur, da. Am văzut și eu informațiile din presă și recunosc că sunt așa, Toma necredincioasă, și mă uit și mai verific. Se pare că totuși alte spitale au fost făcute cu prețuri mult mai mici. Nu am lămurit încă o dată care va fi prețul, suma corectă din contract, și nu am lămurit foarte clar ce se întâmplă. Pentru că înțeleg că s-a pornit de la un studiu de fezabilitate clar de 33 de milioane, 33, aproape 34 de milioane de euro, și ăla este votat prin hotărârea de Consiliu Local, aia e suma. De acolo se procedează sau se merge către procedura de achiziție publică și va fi un final cu un contract încheiat ce probabil va fi dat publicității și ne vom lămuri foarte clar cât ne costă. Apropo de investiții scumpe, la fel ați fost acuzat că ați făcut stadionul Ilie Oană la niște prețuri foarte mari, ar fi fost o afacere de partid și așa mai departe. Acum, e drept, cel puțin în ultima perioadă nu s-a mai marșat pe ideea aceasta, după o discuție de câteva minute în Consiliul Local Ploiești, însă a existat și o propunere din partea finanțatorului petrolului de a cumpăra fie și pe bucăți stadionul Ilie Oană. Eu nu cred lucrul ăsta și nu cred că cineva din Consiliul Local, din primărie sau... Eu cred că va marșa vreodată pe lucrul ăsta. Eu nu cred că cineva va vota în această direcție. Ne-am chinuit cu toți. Aici nu e o chestie a administrației Volosevii sau consilierilor locali de atunci. Este un proiect pe care noi cu toți ploieștenii l-am dorit, cu echipa, cu preluarea echipei, cu finanțarea echipei, cu stadionul, cu absolut orice, astfel încât mă îndoiesc total că va exista o finalitate a acestei discuții ce se poartă în presă. A fost presă. Sau nu scump Ilie Oană? Nu. Categoric nu, și mă rog, se poate verifica. Asta e o temă de campanie, cum alta a fost, cum am lăsat eu primăria fără bani, asta în condițiile în care în iulie 2012 exista undeva în jur de 26 de milioane de euro BRD. În conturile BRD, pe acel împrumut de 40 de milioane de euro, care, mă rog, dispăruse. Bun, înțeleg că tocmai s-a semnat un alt împrumut cu cec de data aceasta pe vreo 15 ani. Domnul Nica, pe mine, dacă mă bucură un lucru, dacă pot spune așa, că fiecare avem bucurile noastre răutăcioase, așa că nu suntem chiar sfinți, este că mi-aduc aminte ceea ce însemna pentru mine asfaltarea multor străzi, dar în special a zonelor centrale din Ploiești. Ce dragoste aveam din partea ploieștenilor vis-a-vis de modul în care mergea trafic, sau mă rog, se derula activitatea în trafic, circulau foarte greu, lucruri de genul ăsta.
Atunci erau anumite televiziuni care tot timpul stăteau cu, mă rog, microfonul între cetățeni să afle opinia. Evident că de foarte multe ori opinia nu era chiar în regulă. Mă întreb ce ar fi acum dacă aceleași televiziuni ar face lucrul ăsta. În primul rând. În al doilea rând, nu știu să vă spun dacă noi putem sau dacă avem varianta noi să discutăm foarte mult de ceea ce se întâmplă, pentru că fiecare își expune un anumit punct de vedere subiectiv. Cert este că la sfârșitul celor 4 ani de zile va veni și perioada în care ploieștenii își vor expune punctul de vedere vis-a-vis de lucrul ăsta. Cum? Prin vot. Și nu-mi lămuri atunci ce se întâmplă. Cert este că a apărut și această discuție cu traficul pe care vă spuneam anterior. Cert este că ușor, dar sigur, aceleași investiții sau investiții, mă rog, nu știu exact, nu am toate datele, dar nu știu exact de ce se refac sau se fac legate de străzi parte și lăsate fără niciun fel de semn. Țin minte că alergam foarte mult pe stradă încercând cât de cât să limitez lucrurile astea. Ce înseamnă a limita efectele unor săpături pe stradă? Păi puse niște tole, păi atenționat în mod corespunzător din punct de vedere rutier. Lucrurile astea nu prea mai există. Se pare că nimeni nu prea e supărat pe lucrurile astea sau se pare că nimeni nu le monitorizează, pentru că dacă nu, evident, o reacție din partea administrației trebuie să existe. Au fost date câteva amenzi de poliția locală, a fost reacția primăriei apropo de ceea ce se întâmplă pe liniile de tramvai, cu șantierul liniilor de tramvai și în general cu ceea ce înseamnă spargerea străzilor. Sunt străzi asfaltate în mandatul dumneavoastră, sparte acum, și vreau să vă întreb dacă prin contractul respectiv nu exista o stipulată, o prevedere, de fapt mai multe prevederi, una dintre ele să se refacă la forma inițială, nu mizeria pe care o lasă în urmă constructorii, rețelarii, constructorii care lucrează pentru rețelari, și în al doilea rând, dacă străzile alea nu cumva aveau și o garanție, pentru că atunci, în cazul în care, și au mai fost cazuri de străzi reparate în 2012 care s-au stricat în 2014, nu cumva primăria avea la dispoziție un contract de garanție în baza căruia constructorul care și-a făcut treaba mai prost să repare pe banii lui Păcinogu. Nu, domnul Nica, haideți să ne lămurim foarte clar, pentru că eu cred că se discută pe această temă. Există garanțiile pentru lucrările de reabilitare a străzilor care sunt de 3 ani de zile și există garanții pentru lucrări de investiții în străzi, da? RK-uri, așa cum le numim noi, sau cum se denumesc ele, care înseamnă 5 ani de zile. În cazul în care există vreo avarie acolo, atunci se poate interveni, pentru că sunt, nu știu, la nivel de gaz, la nivel de apă și de dar, chiar nu pot să logic cenzurez lucrul ăsta. Bun. De ce se refac așa prost? Nu știu. Dacă s-au refăcut sau nu în timpul acestor perioade de garanții, habar n-am. Nu știu cine a emis eventual autorizația de spargere. Trebuie să fie monitorizată foarte clar această situație. Cert este că la un moment dat ne trezim că refacem sau că asfaltăm anumite străzi care n-au nicio legătură cu realitatea și la un moment dat mie mi se pare că nimeni nu mai citește contractele alea din primărie. Și am tot respectul și vă spun cinstit față de toți directorii care, mă rog, în momentul ăsta sunt în primărie. Dar am auzit la un moment dat lucruri de genul dalele înerbate, acolo există niște contracte foarte clare, tot ceea ce înseamnă acoperirea lor sau completarea cu pământ, tot ceea ce înseamnă partea de să spunem, înfrumusețarea zonelor respective, pentru că, într-adevăr, da, mai crezi Burense, țin de o anumită societate a primăriei, e foarte clar contractual, poate doar trebuie să-l citești și atunci îți vei da seama despre ce e vorba. Îmi plac foarte mult când există comparații de genul alea, dale înărbate, sunt niște prostii. Bun, și dumneavoastră ce ați făcut? Nimic. Ah, ok. Deci e în regulă. Da. Și atunci cum dezvoltăm lucrurile? Probabil că ar trebui discutat mai mult pe ceea ce înseamnă legislația legată de PUC, de planul urbanistic general, pentru că am mers pe varianta dale înărbate acolo unde figuram ca zonă verde, Ploiește figura, în zona respectivă figura ca zonă verde pe PUC, și era singura variantă prin care să încercăm să mai creăm niște locuri de parcare, dată fiind necesitatea pe temele astea. Avem pe și fond, în schimb, da, este aceeași problemă, problema legată de a citi contractele. Adică dacă le citim, vom rezolva problema obligațiilor pe care le are cei pe care le-au preluat în administrare, spre exemplu SGU, spre exemplu hale și piețe sau ce mai vreți noastră, da? Și sigur vom fi un pic mai atenți la tot ceea ce înseamnă lucrul ăsta. 1. 2. Tehnic vorbind, indiferent că a ieșit sau nu din garanție o stradă, există o hotărâre de Consiliu Local, nemodificată, cel puțin din câte știu eu, prin care se spune foarte clar cum trebuie reparate aceste zone. Ce înseamnă o
tăiere longitudinală, ce înseamnă tăiere perpendiculară pe axă drumului. Sunt niște lucruri foarte clare care trebuie monitorizate de către cineva. Cineva ar trebui să tragă de mânecă constructorul și sub, eu știu, amenințarea sancțiunilor financiare, constructorul să-și facă treaba pentru care este plătit cu vârst și îndesat, da? Asta este în primul rând și în al doilea rând, v-am spus, eu lăsasem în primărie o anumită dispoziție în care directorul tehnic avea obligația să informeze viceprimarul ce se ocupa de investiții și să-i spună foarte clar cu 6 luni de zile înainte de expirarea termenului de garanție care sunt străzile care ies din garanție. Logica fiind una simplă. Te duceai, le verificai, apăreau probleme acolo, pe banii constructorului te duceai și le refăceai. Automat s-au întâmplat lucruri de genul ăsta? Bineînțeles că s-au întâmplat. Bun, avem câteva imagini din parcurile din Ploiești, sau mă rog, ce-a mai rămas din ele. Un alt aspect unde se face comparația între mandatul dumneavoastră și cel al actualului primar este modul în care sunt întreținute și create, dacă este cazul, de obicei nu prea este, spațiile verzi din oraș. Și am citit inclusiv declarații ale actualului director al SGU, care acuza fost administrația, adică cea a dumneavoastră, că se alocau foarte, foarte mulți bani pe zona asta de îngrijire spații verzi, aranjament floral. Niște proști una peste alta, nu? Da, acum avem, într-adevăr, sunt parcuri refăcute cu, am numărat noi, aproape 30 de coșuri de gunoi într-un spațiu de maxim 200 de metri pătrați. Avem însă și parcuri care arată precum vedeți acum, cel de la sala sporturilor în speță. Ați băgat foarte mulți bani în panseluțe, domnule fost primar, și din cauza asta nu mai sunt bani acum ca să facem un gard, de exemplu, la sala sporturilor, sau să modernizăm ceea ce a mai rămas din locurile de joacă, respectiv parcurile, puținele parcuri din cartierele Ploiești. Eu cred că ține foarte mult de managementul legat de societățile din subordinea primăriei și acum, haideți, ne lămurim. Cred că aș putea încheia acest subcapitol al noastră cu o comparație foarte simplă. Sau, mă rog, o întrebare simplă. Vi se pare că există termen de comparație între Dan Ioniță și actualul manager de la SGU? Dan Ioniță fiind fostul director Dan Ioniță al SGU. Fiind fostul director de la SGU. Gândiți-vă că de foarte multe ori ideile astea ne veneau stând împreună sau mergând pe stradă pe diverse zone. Și exista foarte mult control, domnul. 6 dimineața, 7 seara, 12, ora 2 dimineața, ora 3, oricând, diversi oameni erau acolo și controlau în ce măsură lucrurile astea se întâmplau sau nu. Pentru că, real, așa se manifestă, din fericire, din nefericire, nu știu cum considerați noastră, o administrație. Controlul, faptul că și niște oameni știau că nu se știe când apare bau-bau, da? Sigur, crea anumite, o anumită responsabilitate vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Partea cealaltă, eu mă bucur totuși. Uitați că totuși anumite zone pe care noi am decis să le facem de o altă manieră, să le înfrumusățem de la intersecții, de la lucruri, au rămas aceleași, dar măcar sunt în regulă, au rămas. Altele sunt, arată așa cum dumneavoastră ne-ați arătat anterior. Bun, mai avem 5 minute din emisiune. Haideți să ne ocupăm un pic și de partea politică. Revin la începutul discuției, de la începutul emisiunii. Nu regretați că v-ați înscris în PMP? Nu. Ce șansă are Elena Udrea la președinție? Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în perioada campaniei și evident de cât de mult vor înțelege oamenii realitatea despre ceea ce se întâmplă în țară. Adică poezia frumoasă dublată de tot felul de cadouri electorale, că nu există zi în care să nu se mai dea ceva, să mai fie o amnistie fiscală, să mai vedem ce se întâmplă. Dacă oamenii vor înțelege foarte bine ceea ce se întâmplă, eu cred că avem o șansă foarte mare și ușor, dar sigur, turul 2 și ne-am lămurit ce se întâmplă în continuare. Dar foarte mult depinde de capacitatea ploieștenilor, pentru că, în primul rând, lor ne adresăm, de a înțelege că, știți, e ceea ce s-a întâmplat și la campania de la locale. Vine puiul, vin 50 de lei, așa cum umblă vorba. Da, da, da. Vă dați seama, nu pot, că dacă aș fi putut demonstra, mai că situația ar fi fost alta. Da, mai vine puiul, mai vin 50 de lei, să mai terminăm și puiul într-o săptămână, să mai duc și ea 50 de lei și după aia ce facem? Elena Udrea a fost prezentă în Prahova, inclusiv în acest weekend la Sinaia. Care a fost reacția oamenilor? Nu știu, i-au dat cu huă, au... Nu, există categorii, deci haideți să ne lămurim. Dintr-o masă de oameni, 10.000-15.000 câți erau acolo sâmbătă, după amiază vă dați seama că au fost o fel de variante.
sau mă rog, tot felul de reacții. Foarte puține legate de, pentru că nu știu de ce, lumea asta așteaptă cu ho. Vă pot spune altceva. Să stai o oră și 20 de minute în fața parcului, să stai, să te pozezi, să dai interviu, să dai interviuri, să dai tot felul de sau mă rog, să ai tot felul de legături cu oamenii care vin acolo. Cred că spune foarte mult. Personal am fost surprins de lucrul ăsta. Chiar o oră și 20 de minute nu ne-am mișcat dintr-un loc, pentru că toată lumea venea să facă poze, să se pozeze cu familia, să discute, să vadă. Nu am lămurit în ce măsură lucrul ăsta are și o reflexie în, din punct de vedere electoral, dar este o opțiune pe care am ales-o și intenționez să merg pe ea. Dacă după alegeri, eu știu, proiectul ăsta PMP va pica, vă veți reîntoarce în... Unde? În ACL, de exemplu, PDL sau PNL. Nu. Pentru mine, cea mai mare dezamăgire, să știți că eu n-am luat decizia legată de, nu știu, anumite discuții pe care le-am avut acolo strict personale. Din punctul meu de vedere, cea mai mare dezamăgire este de ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat până acum. Pentru că, bun, din momentul în care a apărut vestita ordonanță 55, cine a mai rămas până acele, ca să fim realiști? Adică foarte puțin consilieri. Totuși, anterior, gândiți-vă că a fost o perioadă de 3 luni, 4 luni, 2 sau, nu, 3 luni de zile, dacă, ca să fiu exact, în care exista o majoritate în Consiliul Local, la nivelul ACL-ului, și care s-a reflectat deloc, sau nu s-a reflectat, în ceea ce înseamnă interesul sau a face opoziție. Ați fost surprins că, mă rog, aleși locali care au reprezentat PDL și inclusiv interesele dumneavoastră în mandatul de primar au ajuns acum la PSD? Nu am fost surprins, dar o să vă rog să-mi înțelegeți și poziția, așa nume că niciodată nu voi putea comenta despre oameni cu care am lucrat. Mi se pare o chestiune de decență simplă. Nu poți vorbi de un om care ai lucrat la un moment dat, să spui când era cu mine era bun, deștept și frumos, acum este prost, urât și nu știu. Nu. Veți candida la primăria Ploiești în 2016? Da, intenția mea asta este și este proiectul din partea PMP? Ne lămurim din partea partidului sau, mă rog, alianței din care va face parte PMP-ul. Intenția mea este să merg pe acest proiect politic, ușor, dar sigur. Și, în mod sigur, emisiunea asta va rămâne registrată. Ușor, dar sigur, cred că lumea se va lămuri de ceea ce înseamnă USD, de ceea ce înseamnă ACL sau, mă rog, de diverse modificări. Și probabil că peste 2 ani de zile vom sta cu totuși, sau, mă rog, din alte poziții din punct de vedere procentual politic, mă refer, de vorbă pe această... Care ar fi prima măsură pe care ați lua-o dacă ați reveni la etajul 3 al caselor? Nu știu, pentru că eu cred că prima măsură pe care trebuie să iei este evident cea mai urgentă și lucrul ăsta îl poți stabili în momentul în care ești acolo. Bun, vă mulțumesc pentru participare, mai am însă o rugăminte pentru că în weekendul acesta a avut loc o tragedie pe DN1. Am o rugăminte la dumneavoastră, înțeleg că mâine va fi și un protest la Câmpina, un protest din partea angajaților unei firme private ai cărei angajați cunoșteau foarte bine victimele accidentului petrecut sâmbătă seară. Dacă, și chiar vă rog să faceți o interpelare în Senatul României referitor la introducerea acelor separatoare de sens din partea CNADNR pe tronsonul Ploiești-Câmpina integral, nu pe bucăți așa cum se întâmplă acum, din păcate. Sigur, militez pe lucrul ăsta. Gândiți-vă că acum iar ne aducem aminte de primărie, când am introdus separatoarele de drum în Bariera București, mai țineți minte ce discuții au fost. Real, mult mai puține accidente, pentru că într-un final, sigur, costurile sunt importante, sigur, nu știu, deciziile politice sau interpretările politice sunt importante. Cel mai important lucru este viața omului. Vă mulțumesc, domnule senator. Cu dumneavoastră mă revăd lunea viitoare. Până atunci, intrați pe observatorul.ph.ro, o să vedeți exact toate detaliile accidentului oribil petrecut sâmbătă seara. Cel mai probabil și o ipoteză cât se poate de șocantă, dar care prinde contur și în realitate, este aceea că cel care a provocat accidentul a făcut-o voit. Un gest de suicid care însă a luat viața altor 5 persoane nevinovate. Nu pot să vă spun decât multă liniște. La revedere!